Este greu să-ți spun un singur nume. Am avut întotdeauna oameni în jurul meu, femei în jurul meu, care mi-au dat șanse. Care în cei aproape 30 de ani de jurnalism, de televiziune, au zis, uite, încercăm cu tine, chiar dacă nu mai făcusem asta niciodată. Și dacă vrei, plec de la faptul că Trustul Intact are o patroană, este o femeie la cârmă și o femeie care îți dă aceste șanse, e Camelia Voiculescu. Că am avut șefi și am șefă în continuare acum la Observator. Am avut colege, femei care au zis, ia hai tu cu mine. Ești mică deocamdată, ai 18, 19, 20 de ani, dar hai cu mine și o să înveți meserie în zona de jurnalism politic, în tot ce însemnau emisiuni politice. Și au fost multe, multe momente, multe persoane, multe femei și dacă vrei o femeie remarcabilă care exista ca prezență, nu o să-ți dau un exemplu din România, dar o să-ți spun ca exemplu pentru mine, este regina Elisabeta, Marii Britanii, care a hotărât că o viață întreagă nu se sacrifică, atenție, ci se pune în slujba binelui mai mare, chiar dacă asta știm deja, a presupus că în multe momente din viață, chiar cei din familie să spună nu, ești nedrept cu mine, nu e ceea ce trebuie. Dar ea a luat această decizie pusă, dacă vrei, în fața faptului împlinit, nefiind neapărat visul vieții ei. Dar trebuie să știi, într-un anumit moment al vieții, ce ai de făcut. Și să duci acel buchet de flori, dacă vrei, nu cruce, să o duci până la capăt. Sara, pentru mine, Sara, pentru orice femeie, iubirea, binele celorlalți, care îi dă și binele ei, nu neapărat fericirea, dar binele ei, starea ei de bine, când toate lucrurile sunt așezate unde trebuie, toate sunt puse la locurile lor și simți că, da, e bine, acum e bine, mă pot relaxa, știi? Iar pentru mine personal, fără lipsă de modestie, că m-ai întrebat pentru o femeie remarcabilă în general și m-am gândit la mine, Sara. Clar, Sara, momentele cu familia și mai ales toate nebuniile ei și felul în care creștea. Sara, am întrebat-o, când ai crescut atât de mare? Unde s-a dus bebelușul meu, care acum este un copil care deja are replici, care cred că o să fie într-adevăr o super, super domnișoară, super femeie și care știe să dăruiască mai presus de orice. Când mi-am ținut fata prima dată în brațe, după ce am născut-o, atunci am simțit că sunt regina universului, nu a planetei, a universului. Era mai mult decât puteam imagina eu să primesc pe acest pământ și, am să fac și o mărturisire, era ceva la care nu mă gândisem că mă va face atât de fericită înainte de a rămâne însărcinată, desigur. Deci a fost un dar și un miracol și o forță pe care am avut-o și toată sarcina și o am în continuare, care știam că eu pot să fiu regina Universului pentru că acel suflet creștea în mine și pentru că acum e lângă mine. Uneori îmi scoate fire de păr alb, dar mă simt, pentru că ea există, o femeie remarcabilă. Pentru că încerc și am șansa asta de la Univers să fiu lângă ea și să-i fac drumul mai bun. Cred că prima dată când m-am gândit, oare chiar sunt un om pe cinste, a fost atunci când am reușit să ajut. Am reușit fie să strâng bani pentru niște copii care erau nevoiți să plece pentru a-și căuta sănătatea în străinătate și sunt foarte mulți cei cu care și vă mulțumesc și vouă, ne sunteți alături la Fundația Mereu Aproape de atâția ani și de atâtea ori. Și de câte ori am reușit să duc în mână un teledon care a strâns milioane de euro pentru o cauză, atunci am spus, poate că da. Poate că asta mi-e menirea și am reușit. Dacă am putut să ajut unul sau mai mulți, am reușit. Trebuie să nu fie un împrumutat. Trebuie să își găsească ceea ce o face să se simtă puternică, să se joace puțin, să se joace cu bijuteriile pe care le poartă.
indiferent care îi plac. Mie, de exemplu, nu neapărat cerceii îmi plac foarte tare mari, însă o să mă cucerești întotdeauna cu un inel. Asta e și o modalitate, dacă vrei, de a relaționa cu ceilalți, pentru că între noi femeile se creează o legătură dacă ne admirăm bijuteriile. Și stilul este dat de felul în care intri într-o încăpere, de felul în care te porți, de felul în care acționezi, de felul în care porți orice haine, până la urmă, orice, oricât de simple, dacă le porți cu stil și lași un parfum al tău pe care să-l cunoști și recunoști să te învăluie, atunci e ce trebuie. Să știi că primul meu gând a fost să mă uit care este cuvântul care este opus lui remarcabil. Și mi-am dat seama că este mediocru. Și asta se leagă perfect cu tot ceea ce știu de când m-am născut. Cel mai bine este să nu fii mediocru. Și la școală, mama îmi zicea, decât să iei 7, care e nota mediocrului, nici așa, nici așa. Nici suficient de nepregătit, nici foarte bine pregătit. Ești apă călâie. Mă, mai bine iei 5, că știu clar că n-ai știut. Mai jos nu se punea problema. N-am luat 5 niciodată. Deci este exact opusul omului mediocru, omului care lâncezește, omului care nu caută în interiorul lui resursele ca să fie cea mai bună versiune a lui. Așa că o femeie remarcabilă este acea femeie care reușește să însuflețească tot ce e în jurul ei, să-și atingă obiectivele, să nu se supere atunci când eșuează, pentru că eșecul e partea succesului, reușește să-și crească minunat copiii, reușește să-și facă familia fericită, reușește să le insufle ambiție, chiar dacă, să zicem, le sunt potrivnice toate condițiile sociale, financiare, copiii aceia, copiii unei femei remarcabile, știu că ei pot orice. Știu că nu există decât limitele pe care și le-au impus singuri. Pentru că o femeie remarcabilă, un om remarcabil, este cel care se cunoaște pe el, știe să râdă și când este în genunchi, știe să plângă și când este pe vârful muntelui pentru toți ceilalți care n-au urcat până acolo, știe să întindă o mână de ajutor, poate și când nu este cerută, și mai presus de atât, știe să învețe și lecția că ajutorul necerut, dar oferit, uneori, chiar nu e dorit. Chiar nu e dorit. Și atunci, omul remarcabil, femeia remarcabilă, pentru că femeia este mai mult din intuiție, din simț, din pace, nu din război, din abilitate de a îl simți pe cel de-aproape, de a fi lângă el. Femeia remarcabilă este cea care știe să facă o super limonadă când are lămâi. O să-ți dau două răspunsuri. În primul rând, mama, cea care întotdeauna, pe lângă a nu fi mediocru, m-a învățat să lupt pentru ceea ce cred că aș putea să fac foarte bine, să merg înainte, să nu mă împiedic, nu știu, de opreliști de moment și să fiu bun. Asta mi-a zis întotdeauna. Fii un om bun. Și în al doilea rând, nu să-ți dau nume, dar o să-ți spun că întotdeauna am iubit profesorii și profesoarele severe. Pentru mine, asta însemna mobilizarea supremă. Cel din fața mea să nu fie îngăduitor. Adică ne întoarcem la povestea cu mediocritatea. Să nu zică, lasă că merge și așa. Ci să înceară din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. Și dorința mea de a face performanță, imediat se trezea și învățam. Așa am învățat chimie. Așa am învățat franceză. Dacă se schimba profesorul, eram oarecum dependentă de asta, de oglinda din fața mea, de a fi așa cum se așteaptă cel din fața mea. Și cum se schimba profesorul și venea cineva mai blând și iubit de toată clasa, mă relaxam și eu, mai trăgeam frâna de mână. Astea ar fi răspunsurile și mă întorc de fapt la ceea ce cred profund, că un om remarcabil și cu atât mai mult o femeie remarcabilă, pentru că oricât ne place să spunem că femeilor le este la fel de simplu sau la fel de greu ca unui bărbat, nu este așa. Pentru că noi femeile avem de cele mai multe ori prea multe preconcepții și avem tendința să punem mai multe, poate, bariere unei alte femei tinere care încearcă să acceadă, încearcă să intre pe același culoar cu noi. Deci femeilor le este mai complicat
Și atunci ele trebuie să aibă toate instrumentele la îndemână pentru a reuși. Și a reuși nu înseamnă să fii celebru, nu înseamnă, sau doar să fii celebru, sau doar să fii bogat, sau doar să fii într-o funcție de conducere. Ci a reuși înseamnă a-ți găsi echilibrul tău cu tine, cu tot ceea ce ți-ai dorit și pentru care ai luptat să se împlinească. Și să nu lași nicio secundă regretele să te domine. Există o frică și pe care, tocmai de câte ori am stat de vorbă cu femei remarcabile, am aflat că și ele au luptat împotriva acestei frici. Frica de a avea regrete, de a nu fi făcut lucruri. Dacă aș fi făcut, la final, la un moment dat, toți tragem o linie și ne întrebăm, dar dacă aș fi făcut așa, dacă aș fi mers pe drumul X, cel mai bine e să încerci, să le încerci pe toate, să-ți accepți și eșecul, din care sigur că înveți, pentru că succesul este făcut dintr-o sumă de mici momente bune, dar și eșecuri, și îți găsești echilibrul. Asta înseamnă să fii remarcabil.